înțeleg eu că nu se vor tranșa în seara asta toate cele care trebuie tranșate și posibil să fie nevoie de până mâine. Dar mâine, da, mâine cel puțin. Am înțeles. Sperăm să fie o dezbatere interesantă. Sperăm până la urmă, dacă vreți, lăsând sigur gluma la o parte, ca în orice fel de context academic să existe posibilitatea unor confruntări de idei pe diverse teme. Să spunem că în țara asta găsim noi reuniunea, nu știu, oricare dintre ceilalți sau toți noi putem continua să învățate și ca altă. Vă mulțumesc că negați noastră și colegilor mei de la Centrul Mărei Rotor, care au inițiat o astfel de propunere. Și predau ștafeta așa cum am produs pentru a intra în discuție. În ziua, numele meu este Ioana Luca, sunt jurnalist și vă mulțumesc că ați venit la această dezbatere capitalismul socialist. Este o dezbatere care, din punctul meu de vedere ca jurnalist, urmărește înainte de toate să clarifice niște concepte. Cred că în ultimii ani, în spațiu public, în dezbaterea publică, capitalismului și socialismului au fost atașate, să spunem, atribute care fie nu făceau parte din categoria de atribute ale celor două concepte, fie chiar au schimbat înțelesul unor acestor concepte. Și aș da aici un exemplu, referindu-mă chiar la prima prezentare, cea a domnului profesor Bogdan Bilevan, este vorba despre austeritate. În spațiul public, austeritatea a fost atașată în discursul public și în discursul politic, a fost atașată politicilor capitaliste, valorilor de dreapta, împotriva socialismului. Iar Bogdan Bilevan vine și încearcă să ne demonstreze cu totul altceva, explicându-ne din punctul dumnealui de vedere și din punctul de vedere al taberei capitaliștilor din această dezbatere, ce a fost, de fapt, politica de austeritate și cum a fost ea aplicată în România. De asemenea, tot în discursul public, politicilor sociale i-au fost atașate conotații negative, tot din partea factorilor politici în principal. Și cred că aici tabăra care va apăra socialismul în această dezbatere va explica, de fapt, rostul politicilor sociale din perspectiva acestei tabere și, de asemenea, va încerca să facă o legătură între inegalitatea socială produsă inclusiv de politicile de austeritate. Sper că v-ați luat și echipamentele de protecție, pentru că dezbaterea asta nu s-a cu scântei. Noi vom fi la mijloc între cele două tabere și după aceea așteptăm ploaia de întrebări. Vă rog frumos, atunci când veți adresa întrebări sau comentarii, să vă prezentați și să spuneți dacă vă reprezentați pe dumneavoastră înși vă sau o altă instituție. Așa că deschid dezbaterea, să înceapă dezbaterea și îi dau cuvântul domnului Bogdan Bilevan, care va vorbi despre politica de austeritate, 99% etatism și 1% liberalism, cu semnul întrebării. Domnule Bilevan. Cred că după introducerea pe care a făcut-o Ioana, după prea multe cuvinte de început, nu ar mai fi într-adevăr. Probabil subiectul cel mai discutat din politica economică a ultimilor ani este acesta, politica de austeritate. Și, din păcate, cred că riscăm să repetăm experiențe trecute care au demonstrat că confuzia care domnește în privința anumitor termeni, anumitor sintagme sau anumitor fenomene riscă să inducă schimbări semantice chiar dacă nu să întreține oricum un climat intelectual propice mai degrabă inculturii decât bunei educații. Și atunci,
Mi-am propus să demonstrez, cum spunea în introducere Ioana Lupea, de ce, în opinia mea, politica de austeritate, nu doar în România, în general, dar desigur că o știm bine pe cea de aici, are, sau poate fi încadrată mai degrabă la genul de politici etatiste, care susțin consolidarea statului, nu slăbirea lui, care nu susțin întărirea capitalismului, economiei de piață, etc. În teorie, austeritatea sună bine. Sună bine. Ar fi trebuit să reprezinte, să spunem, dacă am putea să ne imaginăm un pod, un arc, în politica economică peste ani, un arc început în 1990-91 cu liberalizarea economiei, putea să reprezinte un picior al acestui arc sau acestui pod, în sensul că, în sfârșit, două decenii mai târziu, într-un context ușor diferit, dar în bună măsură din cauza că liberalizarea nu s-a făcut complet în anii 90 și foarte lent și incomplet ne putem lăuda că avem o economie de piață, ar fi trebuit să avem acest element de liberalizare adițională. Și am spus că putea fi o sură mai mică a reformei capitaliste în anii 1990. Austeritatea a fost clamată, cerută, ca susținând economisirea, creșterea economică. Avem nevoie ca statele să-și reducă deficitele bugetare de pildă. De ce? Pentru că Reinhardt și Rogoff au demonstrat că datoria publică mare și deficitele mari subminează creșterea economică. Deci cam acestea ar fi, să spunem, principiile austerității bineînțelese, ca să spun așa. Din păcate, între această austeritate, acest concept, între conceptul de austeritate și modul în care ea a fost implementată în practică, este o cale foarte lungă. Mai precis, când vedem cum a fost pusă în practică, vedem că nu s-a bifat nici unul din elementele definitorii de mai devreme. Să le luăm pe rând. Austeritatea nu a fost o politică pro-piață. De ce? Prin simplu fapt că nu a urmărit reducerea fiscalității, de pildă. Din contră, agravarea fiscalității. Nu a favorizat creșterea economică. De ce? Pentru că nu a schimbat nimic în structura stimulentelor din societate. De ce ar munci cineva mai cu sârg? De ce ar fi cineva mai productiv în urma politicii de austeritate din România sau din Grecia sau din Germania? Nu există răspuns la întrebarea asta. Din contră, se poate susține că deoarece politica de austeritate a urmărit mai degrabă însănătoșirea statului, așa cum voi intra în detalii imediat, se poate susține că politica de austeritate reprezintă mai degrabă o mină la adresa la picioarele capitalismului. Pentru că însănătoșind instituția luntei falimentare, nu face decât să perpetueze comportamente și politici și sisteme care au făcut necesară austeritatea în the first place. N-au auzit pe nimeni dintre promotorii politicii de austeritate să vorbească despre reducerea statului în economie sub aspectul procentului din PIB, deci la nivel absolut relativ. Din contră, dacă luăm pe rând economiștii și decidenții politici care s-au exprimat în legătură cu subiectul acesta, vedem că politica de austeritate implementată și dusă până la capăt ar urma să livreze în final un stat mai mare. Deci obiectivul strategic, obiectivul presupus de la sine și pe care austeritatea nu îl afectează în niciun fel, obiectivul este creșterea cheltuielilor publice în PIB. În fond, interesul acestor decidenți și economiști nu a fost slăbirea statului, ci întărirea lui. Creșterea productivității statului, dacă pot să mă exprim așa, deși cuvântul productivitate și statul, în opinia mea, este mai degrabă o contradicție.
și trebuie strict disociate. Un exemplu foarte clar, cred, despre cât de periculos, cât de periculoasă este politica de austeritate, este legată de sistemul de pensii. Pentru că în momentul în care vii și argumentezi că trebuie operate ajustări de cheltuieli sociale, de pensii, pentru a însănătoși statul. Da? Nu faci decât să perpetuezi o instituție, sistemul public de pensii, care ea însăși prezintă probleme insurmontabile. Problemele sistemului de pensii nu se leagă doar de un context demografic. Avem ghinion că populația este în scădere, că nu se nasc copii și așa mai departe. Este un aspect. Alt aspect este faptul că un grup de pensii reduce incitativele de a munci și de a economisi și de a investi rațional. Politica redistribuționistă, căci aceasta este politica de austeritate, în fond, nu este o politică, nu este o reformă menită să pună lucrurile pe făgașul lor, în sensul de a lăsa agenții economici să fie eficienți și să fie recompensați după roadele muncilor. Nu, este o politică redistribuționistă, care, așa cum s-a văzut în toate țările enumerate, în sudul Europei și în România, nu a presupus asta, nu a presupus altceva decât spunem, comasarea pierderilor din economie la bugetul central și apoi pasarea acestora pe spinarea contribuabililor. Politica de austeritate nu a fost urmată în interesul cetățeanului. Câte vreme cetățeanul este cel care trebuie să suporte toate erorile comise în trecut, erori care au dus la necesitatea ajustării cheltuielor, atât în mediul privat cât și în mediul public. Aceste erori nu sunt reparate prin politica de austeritate. Din contră, aceste erori, aceste comportamente de cheltuieli dezmățate și iraționale sunt încurajate. De ce? Pentru că cel care plătește, în fond, nu este cel care a comis erorile, cel care, cetățeanul simplu, cel care contribuie la buget. Astfel încât am putea spune pe șleau, parafrazând un gânditor din alt domeniu, politica de austeritate este sănătatea statului. Austeritatea, de fapt, este un fel de război împotriva propriilor cetățeni. Împotriva bunăstării acestea. S-a susținut că prin austeritate statul devine mai eficient, se pune pe picioare, poate lua, poate cheltui, investi mai înțelept. Însă se uită faptul că statul nu este precum o corporație privată, este precum o companie privată. Și că apariția unui excedent bugetar, hai să presupunem, de ce nu? Pentru că altfel ne luptăm cu prevenirea unor derapaje de cheltuieli publice. Dar hai să presupunem, de ce nu, că am putea avea excedent bugetar. N-ar fi bine. Am putea ridice asta datorită datoria publică. N-ar fi bine. Răspunsul nu este de la sine înțeles că da, ar fi bine. Nu este așa. Pentru că statul nu este o companie privată. Compania privată este evident dependentă de profit. Dacă nu are profit, este de pe piață. Profitul este primul de succes. În schimb, statul nu operează pe piață. Pe care piață operează statul? Pe niciuna. Statul este pe profit, ca să zic așa, are încasări bugetare, tocmai din cauza că expropriază produsul muncii altora și poate face prin legislație. Desigur, trebuie să ai ceva talent de antreprenor politic în meseria asta, însă nu este un antreprenor productiv. Mai degrabă neproductiv. De asemenea, dacă pe partea de venituri e complet greșit să admirăm euforia cu care economiștii și decidenții politici s-au îndreptat către creșterea angajatorilor bugetare
acționând ca și cum statul, guvernul ar fi o companie privată. Pe partea de cheltuieli, de asemenea, trebuie să criticăm modul în care s-au făcut ajustările. Aceste ajustări de cheltuieli publice, cum spuneam și mai devreme, nu au făcut decât să respecte, practic, ceea ce teoria economică spune de decenii, anume să confere privilegii grupurilor bine organizate, din trecut și din prezent. Alte cuvinte, nu e de mirare că atunci când vedem guvernul X sau Y că recurge la creșteri de TVA sau taxă generalizată, sau, că suntem la slide-ul cheltuielilor, la scăderi de pensii, sau la scăderi sau în domeniul bugetar în general. Nu se mirare măsurile astea. Nu ne putem lua ca fiind de la sine înțelese pentru că trebuie să facem economii la buget. Putem face economii la buget în multe feluri. Problema este că economiile care se fac la buget se fac doar asta. Și nu întâmplător. Știind la economie, nu de ce nu e întâmplător. Pentru că întotdeauna grupurile mari de interese sunt foarte difuze și greu de coagulat. Atunci, se poate, politica statului nu face decât să distribuie costurile, aceste grupuri mari de interese, care nu pot, nu sunt foarte vocale, nu se pot coagula cu ușurință și să concentreze beneficiile pe grupurile mici de interese. Cu alte cuvinte, e rentabil politic să dai banii pensionarilor. De asta se face, se fac cel de cheltuieli bugetare în domeniul acesta. Astfel poți ține mai, mai departe cheltuieli iraționale în alte domenii în care, în care privilegiile și profitul pe cap de recipient, ca să zic așa, sunt uriașe. Politica de austeritate nu este doar ineficientă, este și imorală. Cum spuneam, pentru că nu-i pune pe cei risipitori să strângă cureaua. Și aici sunt de acord cu Paul Krugman, un economist cu care în general nu sunt de acord. Sunt de acord cu Paul Krugman când vine vorba de comerțul internațional sau anumite aspectele acestuia. Însă în politica macroeconomică, mai degrabă mă despart de el, însă Paul Krugman are mai spune un adevăr atunci când afirmă că politica de austeritate nu a făcut decât să creeze o o nenorocire morală, în fond. Dreptul moral. Pentru că a împovărat excesiv oameni care nici nu au împovărat. Dincolo de elemente și de teorie, un lucru care nu a fost adus în discuție este că acest gen de politică, politica de austeritate, așa cum e implementată, a mai fost implementată în istorie. Nu suntem la prima episodă de acest gen. Și cu aceleași rezultate, adică falimentare. Și am găsit acest citat destul de elocvent din 1925 al economistului Ludwig von Mises, care obținea o poziție importantă în, și apropiată de administrația vieneză la acea perioadă, Viena care era constrânsă să opereze ajustări bugetare, austeritate, într-o măsură chiar mai aspră decât era statul român sau statul român în prezent. Pentru că dezmembrarea Imperiului Habsburgic nu a făcut decât să lase în Viena toată administrația publică a Imperiului, în același timp să separe de Viena cea mai mare parte a veniturilor care afliau peste Viena. Atunci am avut deficite uriașe. Unul din cinci vienezi era un stat public. Și care nu avea pe ce să trăiască. Dacă la sfârșitul prezentării mele mi-am permis să mă uit puțin în dicționar, desigur că am uitat la început. Înainte de a scrie prezentarea, însă n-am găsit locul potrivit decât aici. Și mi-am permis să port o mică discuție semantico-morală, ca să spun așa, cu implicații politice. În conform dexului, austeritatea înseamnă sobrietate sau cumpătare sau asprime sau severitate. Sunt mai multe aspecte care sunt asociate cu acest, sau multe înțelesuri.
Problema este că, în teorie, cum spuneam, austeritatea sună bine. Că e bine să fii hibrid în general, și ca individ, și ca stat. Nu poți reproșa ceva unui stat care este chipzuit. Un stat bine administrat, poate fi chipzuit. De aceea, iar un stat chipzuit, în opinia mea, este un stat care duce politici transparente. Pentru că cu politici opace, nu vei fi chipzuit niciodată. Cu politici pe care încerc să înșel contribuabilul și să perpetuez ceea ce Bastiat spunea de secole, statul ca imensă iluzie prin care fiecare încearcă să trăiască persoana fiecăruia, cu acest gen de politici, nu vei ajunge prea departe. Spre deosebire, în practică, austeritatea este mai degrabă aceste ultime sensuri ale cuvântului. Adică noi am experimentat prea mult austeritatea ca prime, ca severitate. Aproape ca indecență. Și prea puțin ca cumpătare, ca chipzuință. Drept urmare, nu ar trebui să ne mire faptul că nenorocirea morală născută, pe care o reclama și Paul Krugman, a luat și această cale a exploziei sociale. Avem aici o imagine în Spania. Și este evident că dacă duci o politică practic de amputare socială, cum am denumit-o de multă vreme, nu de austeritate, ceea ce vei avea până la urmă este o țară de amputați. Adică dacă creezi o politică care exploatează cei mai rău oameni și dezagregă și le ascunde contradicțiile între ei, ceea ce vei avea în final este să faci acest gen de societate. Mai degrabă, cum ar spune Emile, nu vei mai avea o societate. Și ultimul slide al prezentării mele revine la, hai să spunem, liniile directoare sau în teorie. Cred că este absolut necesară. Sunt într-o totală contradicție, apropo, fac precizarea asta cu opinia exprimată la Bruxelles recent în privința sfârșitului austerității. Trebuie să ne uităm la austeritate, adică am încercat-o 2 ani de zile, 3 ani și n-am mers. Nu categoric avem nevoie de austeritate, însă nu de austeritatea din prezent. Avem nevoie de chipzuință, avem nevoie să economisim, avem nevoie să strângem cureaua, avem nevoie să reducem statul. Singura cale prin care pot strânge cureaua. Însă nu avem nevoie de această austeritate care nu a însemnat nimic în aceste lucruri. Așa cum spunea tot insistatul în filmul de pildă, mi-aduc aminte, nici măcar dacă ne uităm global la cheltuielile publice în Europa, vedem că nu au scăzut. Vedem că cuvântul austeritate a fost mai legat cu etichetă. O etichetă în spatele căruia s-au ascuns aceleași politici redistribuționiste, sub o aceeași mărie, sub altă colorie, sau lucruri îmbrăcate în haine de oaie. Principiul politic, în opinia mea, care merită urmărit și trebuie avizat transparent și din capul locului este cu cât ai puțin stat, atât mai bine. Iar austeritatea, dacă nu are în vedere acest deliberat, și avea mai devreme un model cilian, unde cheltuielile publice, statul în tine ca pondere în PIB a scăzut de la 40% la 20% din PIB, dacă avem în vedere acest deliberat, atunci nu se poate spune că ducem o politică de austeritate. Ducem o politică de camuflare a efectelor perverse ale intervenționismului și de pavare a drumului către alte intervenții în viitor. Culmea, paradoxul ar putea fi chiar ăsta, că politica de austeritate contemporană este de fapt cea mai deșteaptă cale de extinde statul, să-l face mai mare. Pentru că atunci când nu mai țin vechile trucuri, cu cheltuieli bugetare deșertate, cu cheltuieli sociale deșertate, cu expansiunea creditului de consum sau de investiții, foarte facil, când nu mai țin trucurile astea și când vezi că eroile, pagubele, comportamentele haotice dezordonate foarte mari, evidente, atunci apelez la noi trucuri. Și mai degrabă, cred că acesta este cazul în prezent. Vă mulțumesc aici.